Cu fondurile aprobate pentru această lucrare, autoritățile locale speră să facă reparațiile necesare la pod, deoarece acesta are probleme structurale grave. Între timp am mai făcut o intervenție pe lângă Guvernul României și am precizat starea jalnică în care se găsește podul de trecere spre Ucraina și am primit de la Guvernul României 775.000 de lei, de 7.750.000 de milioane, sumă cu care vom încerca să aducem oarecum la nivel de acceptabilitate podul, pentru că din păcate are niște probleme structurale destul de grave, ca atare am și cerut o expertiză și un proiect tehnic. Deocamdată nu se știe când vor demara lucrările de reabilitare a podului.